Statistic, foarte multe cupluri care s-au despărțit pentru că bărbatul a preferat să-i dea dreptate mamei decât soției și că până la urmă a divorțat. De ce? Pentru că mama lui și soția lui nu se înțelegeau între ele și el nu a trecut cu arme și bagaj de partea soției. De ce? A rămas dependent emoțional de mamă. Păi dar de ce trebuie să aleagă între mamă și soție? Păi dacă ele sunt în conflict. Hotărăște, ești păi, bărbat păi, în toată firea. Păi dar de ce trebuie să ajungă în conflict?